Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube, Bronzinger. Eu sunt Cosmina și de mai bine de 2 ani locuiesc ca rezident în Zanzibar. Dacă vreți să călătoriți în Zanzibar sau vreți să vedeți cum arată viața ca rezident aici pe insulă sau sunteți curioși să aflați informații inedite pe care ca turist nu le veți putea afla niciodată, dați subscribe la canalul meu de YouTube și apăsați clopoțelul pentru a fi notificați de fiecare dată când postez un material nou. În materialul de astăzi, haideți să vă spun care este treaba cu tidal aici în Zanzibar. Tidal, mai pe românește, este marea, adică o circulație ciclică a apei mărilor și oceanelor, care este în strânsă legătură cu atracția soarelui și mai ales a lunii. Marea este un fenomen zilnic care are mai multe cicluri într-un decurs de 24 de ore. Practic, în 24 de ore vor fi mai multe faze ale mareei, și anume fluxul și refluxul. Fluxul este fenomenul de creștere treptată a nivelul apei mărilor sau a oceanelor și acoperirea unei bucăți de pământ cu apă. Refluxul este fenomenul de scădere treptată a nivelului apelor, mărilor și a oceanelor și descoperirea treptată de sub apă a unei părți de pământ. Fenomenul se repetă zilnic pe un interval de 24 de ore, iar odată la 6 ore ciclurile se întrepătrund. Veți avea practic două intervale de flux și două intervale de reflux în cursul unei zile de 24 de ore. Acum, noi suntem la reflux. Practic, apa s-a retras la aproape un kilometru, cred, dacă apreciez eu bine, față de mal. Și noi, practic, ne plimbăm acum pe fundul oceanului. Acolo, în spatele meu, este malul. Și undeva departe, departe, unde vedeți o dungă albastră, nu știu dacă o vedeți, mie îmi bate soarele în ecran, deci nu prea văd mare lucru, acolo începe apa. Să verificăm valorile tidal-ului pe ziua de 8 decembrie. Avem tide-forecast.com, intrăm pe acest site. Și avem aici ziua de 8 decembrie. Iar în partea din stânga ne arată funcție de oră valorile tidal-ului, ora la care este cel mai înalt, da? 3:55 dimineața. Avem high tide, low tide la 10:19 dimineața, următorul high tide este la 4:18 după amiaza și următorul low tide este la 10:12 seara. Iar aici, în metri, vă arată valorile de creștere. Da? Deci dimineața 3:89 metri, 0,42 metri scădere, creștere din nou cu 3,23 metri și scădere din nou cu 0,59 de metri. După care, bonus în acest site, situația vremii.
Equinox începe activitatea pe fundul oceanului. Pescarii ies ca să pescuiască caracatiță, femeile vin la fermele lor de iarbă de mare și încep să lucreze. Copiii se bălăcesc în piscinele lăsate în urma retragerii oceanului, iar voi, ca turiști, vă recomand să o luați la pas și să faceți o plimbare pe acest nisip incredibil de fin și să explorați viața, flora, fauna de pe fundul oceanului. Și să vă bucurați de peisajul ăsta care este supranatural. Când veți mai avea voi ocazia să mergeți la pas sute de metri pe fundul oceanului, fără pietre, fără arici de mare, pe făina asta albă, incredibilă. Un lucru extrem de important însă, nu uitați de crema de soare, nu vreți să știți cum arde soarele, mai ales că nisipul este extrem de alb. Ochelari de soare extrem de importanți, pentru că altfel nu veți vedea nimic. Și crema de soare, pentru că altfel vă veți alege cu niște arsuri extraordinar de grave. Haideți să vă arăt consistența nisipului de pe fundul oceanului. Ia uitați! Alb perfect imaculat, fin, exact ca o pudră, ca un lut, ca o, nu știu, o mască de față, de narghilă. Așa este nisipul de pe fundul oceanului, pe kilometri întregi. Am găsit un schelet de arici de mare. Practic, aceasta este cochilia fosilizată pe care creșteau țepii și, în vecinătate, ce avem aici? Niște steluțe de mare. Ia uite câte sunt! Cât de mici! Bălțile astea mici, care au rămas în urma retragerii apei, sunt pline de puiet, de peștișor, nu știu dacă îi vedeți, dar mie că dacă mă apropii prea tare o să se sperie și o să fugă. Ia uite ce drăguți sunt! Haideți, măi! Întâlnim câteva ferme de moani. Aici văd că nu lucrează nimeni, sau probabil au fost mai harnici și au terminat deja. Doamne, cât de fierbinte este apa asta! În atmosferă, cred că sunt minim 30 de grade. Iar dacă simt apa fierbinte la mână, înseamnă că are mai mult de atât. Pe aici trebuie să fie ceva pește, pentru că văd doi pescăruși care survolează, dar și copiii văd că încearcă să pescuiască. Chiar mai devreme un pescăruș a plonjat în apă și a prins un pește. Poate reușim să-l surprindem pe cameră pe cel de-al doilea. Ia uite! No, i s-a părut. Ia, vede ăsta ceva? Ia uite! Ia uite cum a prins! Am citit undeva că aceste grămăjoare de nisip sunt de fapt fecalele castraveților de mare.
Iar am întâlnit cârnăciorii de castravete de mare. Chestia este că eu nu văd niciun castravete de mare, nu știu, or fi sub nisip, dar cert e că așa am citit. Inițial am crezut că sunt biluțe, mă rog, răhăței făcuți de crab, dar fiind atât de departe de mal, pe fundul oceanului, știu că aici cresc castraveți de mare. Un cer atât de limpede și niște nori atât de clar conturați, nu am văzut decât în Zanzibar. Găsim aici o fermă de iarbă de mare proaspăt plantată, după cât de nouă este și de curată este ața pe care sunt înșirate mănunchiurile de iarbă și legăturile cu care sunt legate aceste mănunchiuri. La fel și bețele sunt foarte noi. Consistența acestei alge este gumoasă, așa. La atingere, ca un cauciuc. Undeva acolo în zare este malul. Și locația noastră, Tua Zungu Beach Studios. La doar 300 de metri în partea dreaptă de locația noastră, Tua Zungu Beach Studios, este un banc de nisip pe fundul oceanului, la care am ajuns chiar acum, unde la low tide, de multe ori localnicii fac petreceri, își fac niște ghirlande din acelea frumoase de palmier decorate cu flori, pun muzică. Chiar aici am organizat cu niște turiști o nuntă. A fost foarte frumos. Este o locație de vis, mai ales dacă ai o dronă și poți să filmezi și din aer. Spectaculos! Venind spre casă de pe bancul de nisip, m-a întâlnit două doamne care decorticau, ca să spun așa, niște scoici ciupanga, numele în swahili, în românește sau engleză, nu știm, și carne de melț. Și practic le folosesc ca mâncare pentru familie, nu le vând. Asta ne-au spus doamnele. Mambo! Boa! Abari! Dori, salama! Din ala Conani? Fatuma! Fatuma! Mimi Cosmina! Cosmina! Nice to meet you! Eu? Kazin Gemma? Kazin Gemma! Ok! This name? Swahili? Kwa? Upanga! Upanga! Kwa mchuzi! Mpanga kwa mchuzi. Carne de scoică. In my language. Mzuri sana. Kwa market, kwa au kwa family. Chakula. Kwa family. Kwa family. No sell, huh? Chuale Swahili, a? Chuale. Cam acea culă, a? Cea culă cu a family, a? Ok. Indio, a?
Swahili, mimi Swahili kidogo kidogo. Kidogo kidogo unajua. Kidogo kidogo. Shikamu mama. Mzuri, asante. Joto sana leo. Joto jingi. Joto jingi. Din păcate, localnicii și femeile din sat pe care le-am întâlnit aici pe fundul oceanului, ei nu vorbesc engleză, așa că e un pic mai greu ca voi turiști să vă înțelegeți cu ei. Nici eu nu vorbesc swahili, dar două, trei cuvinte acolo ca să ne înțelegem și să putem comunica cât de cât strictul necesar, mă mai descurc. De asemenea, dacă vreți să filmați localnicii, trebuie mai întâi să întrebați dacă este voie, pentru că localnicii în general refuză să fie filmați. Și o să vă ceară bani ca să vă lase să-i filmați, dar na, 1000-2000 de șilingi le puteți da, pentru că și voi vă faceți niște amintiri frumoase și ei se bucură. Încet, încet ne apropiem de mal. Și acolo este Tua Zungu Beach Studios. Găsim aici barca unui pescar local. Este o barcă swahili tradițională. Ngalawa se numește. Este făcută dintr-un trunchi de mango. Aceasta este o barcă foarte mică, de o persoană. Recomandarea mea este ca să mergeți cât mai aproape de recif la low tide și să vedeți vietățile marine, este să vorbiți cu un pescar, să-i dați 10-20 de dolari, depinde cât sunteți, și să vă ducă cu barca cât mai aproape de recif, să vă arate exact locațiile unde se găsește caracatiță, să vă arate steluțele de mare. Este mult mai interesant așa, dar și dacă vă plictisiți pe mal, o puteți lua la picior și face această plimbare inedită și cred că unică ca locație așa din lumea asta. Nu mi-amintesc, deși noi am călătorit foarte mult până ne-am stabilit aici în Zanzibar, nu am văzut în absolut nicio țară un fenomen atât de puternic de retragere a apei. Chiar și aici pe insulă, în partea de nord a Zanzibarului, fenomenul nu este atât de evident. Apa se retrage foarte puțin. Doar pe coasta de sud-est fenomenul este foarte, foarte accentuat. Și încet, încet ne apropiem de casă. Am ajuns în sfârșit acasă. Ha, un pic de umbră bine meritată. A fost doborâtor soarele în plimbarea de pe fundul oceanului.